ziua, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim la săptămânala noastră discuție pe teme politice. În această după-amiază, partener de dialog este domnul Constantin Polexte. Din dubla sa postură, cea de secretar general a Partidului Național Liberal Argeș, dar și cea de vicepreședinte al Consiliului Județean. Bună ziua și bun găsit, domnule Polexte, la antenă. Bună ziua tuturor și dumneavoastră! Mulțumesc de invitație! Știu că aveți un program foarte încărcat. A fost o săptămână agitată, să spunem așa, o săptămână care a dus schimbări pe scena politică, și dar și în administrație, în administrația publică locală, dar și la nivel național. Cum spuneam, în această săptămână, partenerul social-democrat, nu știu cum să zic, a ales să divorțeze de liberal, sau invers, liberalii au decis că partenerul social-democrat nu mai întrunește toate condițiile de a fi un bun partener, să spunem așa, motiv pentru care Uniunea Social-Liberală a încetat să mai funcționeze. Această rupere a USL-ului până la urmă, mult cântată de alții, chiar din 2012 înainte să se nască, a provocat și un val de nemulțumiri pe scena politică, atât la nivel național cât și la nivel local. Să spunem, în județul Argeș, care sunt primele reacții, să spunem așa, în cadrul organizației județene? Ce se întâmplă și ce se va întâmpla, spunem, în viitorul apropiat? Pentru că am văzut de la centru decizii se iau de la o oră la alta, dar de la o zi la alta. Da, haideți să începem cu județul și, în primul rând, să plecăm cu un lucru care, din punctul meu de vedere, este perfect legal, adică în partidul nostru, pentru că noi marți, când am avut delegația permanentă, am făcut o rezoluție și o să încep cu punctul 3 din această rezoluție, nu are decât 4 puncte, prin care spune că, la nivel local, organizațiile PNL au autonomie și pot să iau orice decizie de asociere în binele cetățenilor, să susțină primarii cu care au mers în campanie, și deciziile ne aparțin nouă și nu încălcăm niciun statut, așa că suntem perfect legali. Iar în Argeș am luat decizia că rămânem împreună, pentru că cetățenii ne-au dat vot împreună, tuturor. Avem și primarii care i-am susținut și ne-au susținut tot împreună și nu putem acum produce lucruri politice pentru a destabiliza comunele, unde consiliile locale au fost create să poată să ia decizie și să poată face lucruri pentru cetățeni. Da, pentru că s-a muncit foarte mult. În 95 de localități din cele 102 ale județului s-a candidat sub formă USL. Au fost și atunci discuții în 2012. Au trebuit convinși oamenii, au fost convinși, lucrurile s-au închegat în cadrul consiliilor locale, așa cum spuneți și dumneavoastră, iar când începuseră așa să meargă pe un făgaș cât de cât normal, a survenit această ruptură. Și aveți perfecte dreptate când spuneți că este normal, până la urmă, haina politică să se delimiteze de cea administrativă, și chiar dacă pe viitor veți fi adversari politici, asta nu înseamnă că trebuie să fiți dușmani în cadrul Consiliului Județean sau în Consiliul Locale, și aveți perfectă dreptate. Alors, eu am altă filozofie aici, vorbim puțin în politică, nu suntem dușmani niciodată. Suntem adversari pe idei și pe modalități, dar facem în general cam aceleași lucruri, dar privite din alt unghi de manageriat. O să intre și România în normalitate, pentru că nu putem să spunem declarări război așa cum ne aduce să ne cucerim unui pe alții. Trebuie să folosim puțin și limbajul ăsta mai prietenesc. Când vin campaniile să ne batem în idei și nu să ne aducem jigniri, să ne atingem de familie și așa mai departe. Asta e o normalitate. Greșeala la noi cea mai mare, pentru că încă suntem în tranziție, nu reușim să le facem toate alegerile așa într-un an. Da, să ne facem și mandatele după Europa, dacă ne-am dus în Europa, și atunci probabil ar fi bine ca într-un an de zile să încep cu locale parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, și după care să ai câțiva ani de stabilitate ca să poți să construiești, să poți să vii în binele cetățenilor, ca să aibă condiții de viață mai bune. Pentru că așa se întâmplă. Pleci la drum cu un prieten, dacă se apropie ziua să începi să te duelezi,
Încep să spui problema dacă mai rămâi, dacă ai credibilitate împreună. În partii de oamenii spun, păi stați domnule, acum, dar ce se imagine să le dăm? Pentru că așa ne dă pe noi sondajele și din 32 noi luăm 20. Păi altul, a, păi, nu că iau și eu 15 și până la urmă lucrurile se complică puțin. Că, după părerea mea, dacă rămâneam în USL, eu cred că din 32 USL-ul lua vreo 25 de euro parlamentar și ajungea pentru toate partidele. Da, dar trebuie să ne învățăm în același timp că noi nu mai suntem siguri. Așa cum noi suntem organizații județene și mergem la București și mesaje să mai dau de acolo, și la partidele noastre mesajele să dau de la Bruxelles. La ora actuală e bătălia cine va conduce Europa pe viitorii 5 ani. Se pare că socialiștii stau puțin în sondaje în față, popularii încearcă în toate țările să obțină și voturi mai multe să revină, și atunci și partidele noastre se subordonează acolo și la urmă trebuie să ia decizii în funcție de, să spunem așa, mai între ghilimele, la șeful suprem. Adică... Exact. Dar cât a funcționat în Argeș Uniunea Social-Liberală? A simțit că parteneriatul este respectat? Și aici vorbim și la numirea în funcții administrative a reprezentanților și ai PNL, cât și ai PSD, la deconcentrate, dacă s-au respectat sau dacă cât de cât această proporție, acest raport care a fost negociat înainte s-a respectat și dacă parteneriatul a mers. La nivel central am văzut ce se întâmplă între domnul Ponta și domnul Crin Antonescu. Sunt mai mulți factori acolo, dar eu mă refer exact aici la nivel local, unde lucrurile, în afară de acel conflict care a fost în Consiliul Local Pitești, de domnul Peniuc și domnul Perianu cu locul de viceprimar care trebuia să fie al liberalilor, alte conflicte nu au fost nici mai mari, nici mai mici, sau cel puțin nu au răsuflat. Nici în viață și nici în familie nu este nimic perfect. Dar vorbind așa, când am făcut o alianță, cele două partide, care nimeni n-ar fi crezut vreodată că se pot înțelege, chiar a funcționat. Adică aș fi nedrept acum la despărțire să spun că n-a funcționat în Argeș. A funcționat chiar foarte bine și pot să spun așa, la un procent aproape de 100%. 100% nu vezi niciodată. Promisiunile care, adică angajamentele care ne-am făcut unii cu alții s-au respectat. Am spus că punem în deconcentrate, ne împărțim posturile, așa am făcut, nu ne-am dus pe nicăieri să luăm postul, nici noi de la PSD, dar nici colegii de la PSD nu au venit să ne ia posturile promise înainte de campanie, deci lucrurile au mers. La Pitești a fost așa, un lucru puțin, da, după mine n-aș spune că a fost vinovat numai PSD-ul, dar mă rog, astea sunt chestiuni de trecut și nu are rost să le mai ducem în actualitate. Bun, că dumneavoastră ați mers pe un principiu care s-a luat de comun acord cu toți liderii liberali din Argeș, și anume că această colaborare cu PSD-ul, cel puțin în cadrul Consiliului Județean, să meargă în continuare bine, până la alegeri, că vor fi alegeri, că vor fi la 90 de zile, la 150 de zile, vor fi până la urmă alegeri când stabilește guvernul. Și atunci, normal, și dumneavoastră veți veni cu propriul candidat. Dar până atunci, această colaborare va funcționa. Cel puțin dumneavoastră așa ați declarat și aceasta a fost decizia luată, mi se pare că acum două zile, acum două seri. Da. Am văzut că sunt niște voci, chiar domnul deputat Teo Nicolescu și nu știu dacă sunt mai mulți, dar au mai fost și alții, care au zis că, domnule, dacă s-a rupt USL-ul, să se rupă definitiv. Acum nu mai putem rămâne agățați la Argeș sau la Vâlcea sau nu știu unde. Da, aceasta sunt mai multe chestiuni și o să încerc să le explic pe fiecare luat în parte. Într-adevăr, USL-ul nu mai există, pentru că în momentul când s-a luat o decizie să se rupă, el nu mai există, dar exact revin cu ce am început, pentru că în rezoluție și în puternicire avem autonomie. Nu știu, putem să-i spunem USL așa de dragul cetățenilor, dar alianța a rămas aceeași. Probabil în alte județe, după alte interese, să schimb puțin partenerii. Dar la noi
trebuie să ai și responsabilitatea oamenilor atunci când iei decizie și ai în spate oameni, da? În primul rând cetățeni care te-au votat, cetățeni care n-au nicio culoare politică și când ne-a spus atunci, vă votăm pentru lucrurile astea să faceți, nu că sunteți liberali sau sunteți social-democrați. N-a contat așa doctrinele astea când lumea era nemulțumită și avea așteptări. După care avem împreună scoți foarte mulți primari, da? Care ne-am dus și noi ca liberali, cu președintele Iani, cu președintele Niculescu, și ne-am dus mână de mână și am spus, noi suntem aia care vă ajutăm să duceți viața mai ușoară, noi încercăm să vă rezolvăm problemele și să vă susținem în comune, după care ne-am dus cu primarii, candidații la primari. N-am câștigat în toate 95 de localități, dar ne-am dus cu toți și am spus că noi susținem pe băiatul ăsta, voi votați-l primar și el va avea susținere județeană ca să facă ce v-a promis aici. Deci în momentul când ai o responsabilitate de genul ăsta, nu poți să iei decizii doar așa de dragul de a le lua. Chiar dacă te doare sufletul, pentru că e și greu să spui că faci parte într-un partid politic, că respecti o doctrină în care crezi și mai ales cei care niciodată nu ne-am deplasat într-o parte, nici la greu, nici când am fost la guvernare, n-am plecat să migrăm, e foarte greu. Dar trebuie să fii responsabil când iei decizii. Ce le faci la oameni? Ce le faci la cetățeni, în primul și al doilea rând, la primar, că nu mă ascund, care e la fel de important. Ce le faci la oamenii ăștia? Îi lași? Și așa săracii sunt alergați, dar nu mai pui și nu mai știu. Ei lăsăm singuri, așa? Atunci când există colaborare în Consiliul Județean pentru aprobarea unor proiecte, unor finanțări, exact, că până la urmă știm foarte bine că și culoarea politică contează când se ia o decizie de finanțare. Și dacă nu există majoritatea... Contează întotdeauna, ca să nu fim acum ipocriți, să spunem că lumea se vede că contează. În general am încercat, că acum mă ascult și nu spui ceva nou. Pentru că noi am colaborat și când am fost la guvernarea 2005-2008, știți, cu acea cântată ordonanță 7, care până la urmă, mă rog, bine că s-au unit toate și s-au făcut, dar 70 de primării. Noi aveam atunci 6 primari și restul erau majoritatea PSD. Exact. Și atunci ne-am gândit la cetățeni și atunci nu mai era problema că eram aliați cu PSD-ul sau cum e acum USL, dar până la urmă când ajungi la faci administrație, trebuie să o faci totuși pentru cetățenii. Că primarul ăla îi mai pui bețe în roate, departe, dar cetățeanul nu trebuie să-l grevezi de drepturile lui. Până la urmă apă, canal, cămin, școală, sunt oameni și nu poți să fii rău, să zic așa, să spui, nu mă interesează cetățeanul. Mă rog, în general, în politică, în România, câteodată ai impresia că cetățeanul nu există în ecuație. În felul meu de a fi, și nu sunt populist, întâi mă raportez la cetățean și după care încep să iau decizii. Și încerc, adică, să iau decizii să fie așa într-un fel legale, adică statutare, să nu încalc statutul partidului. Să încerc să obțin aprobarea de la forurile superioare și să încercăm să ducem ce ne-am angajat. Când n-ai răspunderea asta a cetățeanului direct, a primarului, dacă vorbești de funcția politică secretar, când te duci în teritoriu la președinți, la membrii de partid și le spui să strângem semnături, că trebuie să înscriem partidul, trebuie să înscriem la candidaturi. Omul ăla trebuie să simtă și el când se duce la cetățean să vadă că ai băgat apă, că ai vopsit școala, copilul lui are căldură, că o să te întrebe, tu vii să dau semnătură doar că strigăm așa. Deci responsabilitățile sunt mari și nu că aș fi eu mai bun ca alții, dar încerc să mă apropie așa de o normalitate care ar trebui să existe și în politica noastră. Bun, și în cadrul Consiliului Județean e mult mai bine că acum ați mers pe aceeași linie, pentru că era foarte greu să convingeți toată opoziția în cazul în care încercați să îi apropiați pe cei 5 consilieri PDL, cei 4 de la PPDD, încă 2 de la PNC, adică erau grupurile fărâmițate și ca să-i mulțumești pe toți să faci o opoziție majoritară peste putere. Deci acum eu sunt corect până la capăt și dacă încerc să fiu corect, să mergem pe varianta asta, cu toate că nu la asta m-am gândit, gândiți-vă că colegii mei USD-ul sunt 16, da? Noi liberalii suntem 7.
ca să poți să iei o decizie acolo, la colegi le mai trebuia două voturi. Eu, ca să încerc eu, știi, să fac jocuri de-astea politice, aveți nevoie de 11. Așa, mai aveam nevoie de 11. Și acum gândește-te că 11 din 3 partide... E greu de convins. Adică chiar dacă vine cineva și îți declară, mergi și fac. Știi, noi... E greu de declarăm una, de facem alta. Mulțumit-o și noi. Asta e așa, ca să lămurim puțin chestiunea asta, care nu e luată în calculă și nu de asta am rămas unis, că, vezi, Doamne, frica de... Nu, eu nu fac parte din oameni care mă țiu de scaun. Cei care mă cunosc știu și timpul o să dovedească că am dreptate. Dar gândiți-vă că totuși în județul Argeș, la ora actuală, suntem puțin și într-o situație mai delicată. Da? Și gândiți-vă că avem sute de angajați care stai Consiliului Județean. Oamenii aia au copii de crescut. Gândiți-vă când se cutremură așa o conducere dintr-o dată toată, oamenii aia ce fac, la ei nu trebuie să ne gândim. Pentru că și ei au garanția că merg la servici, că o să primească salarii, că poate să-și ducă copilul la școală, poate să-și cumpere un medicament. Că știți de obicei când rupe o structură, să nu fim, totuși ne ascundem. Încep necbăcierile, eu aviu să te susțin, dar dă și mie trei directori acolo. Dar și este normal până la urmă, că așa este un schimb. Dă-i pe ăștia afară și trebuie să aduci. În general, dacă județul a fost structurat pe Partidul Social, da? În general, oamenii așa au fost veniți, chiar dacă sunt apolitici și vă spun că sunt majoritatea cei care lucrează acolo sunt apolitici, că cu simpatie, asta este deja un alt lucru. Gândiți-vă că deocamdată noi nu putem să angajăm să aducem de afară. Orice partid care vine de acolo să zică dă-i afară, întâi trebuie să le găsești să-i dai afară ca să poți să-i aduci și după care să le dai și funcții. Pentru că nu e cam cum sunt de concentratele, mă înțelegeți? Și atunci deja creezi ceva care nu mai funcționează și ca să stabilizezi administrația în județ îți ia ceva timp, da? Și nu cred că suntem într-un moment în care lucrurile merg așa de bine de la sine încât să blocăm toate investițiile. Da, bun. Și cum spuneați dumneavoastră și aveți dreptate că în momentul de față județul nostru, sau cel puțin pe o perioadă determinată, este decapitat, între ghilimele, președinte Consiliului Județean. Nu avem prefectul, ținând cont de criza politică care s-a creat, este cu bagajele la ușă și nu știe dacă acum mai este prefect și nu se știe cine vine mâine în locul lui. La fel, sunt alte jocuri și alte interese și acolo și alte negocieri și deja sunt niște semne de întrebare. Am început că cetățeanul da, este în centrul atenției și atunci și eu și colegul meu Florin Tecău, da, ne străduim să luăm decizii înțelepte în care cetățeanul să existe, să nu fie scos niciodată într-un joc din ăsta. Pentru că vedeți ce înseamnă mai mult. Și că o facem de normalitate și pentru că rămânem niște oameni responsabili și ne interesează. Altfel e ușor, doar să te bați pentru putere și să nu mai conteze ce se întâmplă mâine. Și că spuneți dumneavoastră de USD, păi până la urmă că e să fim așa, cum sunteți dumneavoastră, foarte deschis și foarte franc, USD în Argeș nu există până la urmă, pentru că vorbim de UNPR care nu știm ce structură mai are, cunoaștem că are un președinte, domnul senator Cristache, dar organizație nu cunoaștem, în administrație deconcentrate nu au oameni, vorbim de Partidul Conservator care este reprezentat de un singur consilier județean, iar prin deconcentrate iarăși nu cunoaștem decât, eu știu, două, trei funcții mici, minore, pe la 2-3 de concentrate, fără prea multă importanță sau greutate, să spunem așa, tot PSD. Deci acest USD este un PSD mai mare. 99% în Argeș și este tot un PSD mai mare. Nu este așa. Adică nu este un USD că e PSD. Sau mă rog, aici la treaba asta pot să fiu de acord sau nu. Ideea este că nu vreau să comentez acest lucru și până acum am vorbit că respectăm cetățenii și trebuie să-i asigurăm că va fi liniște aici în binele lor și atunci nu o să-mi permit să merg să discut nici despre UNPR, nici despre PC și nici despre nimeni, da? La un moment dat, acum, în situația asta, în județul Argeș, pentru că nu e cazul. Deci când o să mergem la europarlamentare, o să discutăm ce o să facă oamenii noștri acolo, o să spunem că noi facem chestia asta, o să mergem cu USD-ul, probabil așa globalizat, dar acum să mă bag eu să discut, n-ar fi fair play. Bun. Câți de tari sunt, cât de mici sunt, ce putere au, nu e fair play. Un comentariu pe care mi l-am permis. Eu știu că sunt comentarii naționale, dar dacă am ales eu personal să ținem lucrurile așa, să liniștim cetățenii, nu e cazul acum să
Oricum, semnalul este clar. Ce a spus dumneavoastră, semnalul este clar și a ajuns acolo unde trebuie să ajungă. Acest lucru se va vedea chiar mâine, când mâine se va alege, se va desemna. De fapt, consilierii județeni vor desemna și vor alege prin vot secret dacă este cazul sau dacă se va da un vot de încredere vicepreședintele, care va lua funcția de interimat până la alegerile pentru Consiliul Județean. Dumneavoastră ați anunțat, ca să liniștiți pe toată lumea, să nu tulburați și mai mult apele în Consiliul Județean, că nu veți fi interesat de acest interimat. Florin Tecău, mai mult ca sigur, mâine va ocupa interimatul acesta, urmând ca atunci când guvernul va hotărâ să veniți și dumneavoastră cu un candidat pentru Consiliul Județean, așa cum se sigur că va face. Aia cu candidatura e o altă etapă și noi intrăm acum. Nu știu, când o veni o să discutăm și așa va fi. Probabil că va trebui să avem, pentru că dacă nu mai avem un protocol în care să spunem că USR-ul merge, atunci e normal. Suntem și noi un partid, zic eu, mare la nivel de țară și puțin mai mare și înalge, și atunci vom lua o decizie atunci și mai mult ca sigur vom susține un candidat. Chestiunea ce se întâmplă mâine trebuie să funcționeze, că până acum am vorbit de funcționare și legal nimeni nu poate să semneze nici eu, nici domnul Tecău, ordine de plată. Pentru că legea administrației spune clar, trebuie să, în momentul în care dispare președintele, până ajungi să te voteze cetățenii nou președinte, consilierii județeni desemnează juridic pe cineva să țină locul și ocupă simultan cele două funcții. Cu consilierii județeni sunt doi vicepreședinți, eu pot să-l dau ca sigur dacă nu se întâmplă catastrofe naturale, nu de altă natură, că Florin Tecău va conduce în funcția de președinte interimar județul. Bun, că tot vorbeam de alianțe și de calculele care se fac, în ultima perioadă am văzut că sunt foarte multe semnale din spectrul partidelor de dreapta și tot se vorbește de unificarea dreptei, de coagularea tuturor partidelor mai mari sau mai mici în jurul unui nucleu care să reprezinte opoziția, să reprezinte, știu, varianta pentru prezidențiale care se lupte în turul 2 cu PSD-ul. Se tot dau semnale și din partea partidului Mișcarea Populară și din partea PDL-ului. Tuturor dumneavoastră liberalii le păreți dragi. Este o normalitate, dar în primul rând, nu știu, aș trata problema mai serios. Dă bine la electorat, acum să le spune că vrem Uniunea. Dar dacă ne urmărim în 24, dreapta asta s-a fărămița mereu după interese. Acum pare rău că și la noi, la Partidul Național Liberal, vedeți, încearcă să se facă ceva în corupere. Noi vorbim toți declarativ, voi mici, că faci vrem Uniunea dreptei, dar când e să luăm deciziile, luăm mai... sau nu le luăm. La un moment dat va fi și dreapta asta unită, cum pe stânga s-a făcut, nici la ei s-a făcut tot cu durere, când erau la putere era stânga puternică, când intrau în opoziție și la ei pleca o stângă să ducă la putere. Vedeți, lucrurile astea circulă, doar că acum la stânga e liniște în perioada asta, că stânga e la putere. Da. Cei care au plecat la ce putere UNEPR-ul s-au întors iarăși la matcă. Până la urmă, dacă ne uităm și nu știu, nu vreau să fac atingere altor partide, dar dacă ne uităm în 24 de ani, grupul ăla, nucleul liberal, a rămas în condiții grele și de opoziție și de luptă de stradă și a rămas acolo. Când vii la putere, știți, mai vin oameni în jurul tău, îi mai și crezi sau mai mult sau mai puțin că sunt de dreapta, probabil că sunt de dreapta, dar probabil că nu știu disciplina, că într-un partid ai și restrângeri, nu numai drepturi și, general, lucrurile sunt mișcătoare. Oricum, după 2012 au venit foarte mulți oameni sau s-au întors foarte mulți către PNL. Am văzut și în Argeș, pentru că în 2012 PNL Argeș a avut un boom foarte mare. Doi senatori nu s-a mai întâmplat niciodată, adică niciodată în istoria modernă să avem doi senatori de la PNL Argeș, deputați, miniștri, și vorbim și de domnul Diaconu și de domnul Gerea. Da. Eu pot să spun aici că totuși puțin norocoși așa, că totuși, chiar dacă a venit pe alte tornade, a venit totuși un coleg care
Este de-al partidului și ține cum se implică și în viața asta. Adică n-a venit numai pe aici să-și ocupe postul și să ne spună pa. Și de-aia spun că într-o oarecare măsură putem să spunem că am fost puțin norocoși. General se întâmplă să aduci oameni cu bună credință, că aduci oameni valoroși și spui că sunt valoroși, cum era și Roșu Castănescu și probabil și domnul regisor, da? Dar ei nu sunt învățați cu chestiunea asta. Iar după părerea mea, eu am spus-o și domnului președinte Antonescu atunci când a fost cazul înainte de parlamentare, că nu trebuie să se sperie să vină cu niște oameni sonori de data asta. Și de data asta e o ocazie să-și ia oamenii din partidul ăia de votați, să fie susținuți până la posturile de parlamentari, pentru că ăia când va veni și totdeauna pe ce ajungi la putere, trebuie să te gândești la a doua zi când ajungi în opoziție. Pentru că nu e nimic veșnic. Și atunci trebuie să te gândești la oamenii ăia rămân, că dacă ei au stat lângă tine, nu pleacă. Da. Cei care vin deci și pe bună dreptate, deci dacă exact ce vor, nu, că nu-i fac oportuniști, că sunt oameni de bună credință. Dar exact ce spuneam, când ai responsabilitatea oamenilor din spate, care atunci când iei decizii trebuie să te gândești și la ei, că lor ce le faci. Știți, e simplu, așa, pot să zic mâine plec, mă duc, fac ca un partid, dar oamenii ce faci? Îi lași descoperiți, ei și-au pus încredere în tine și când ai devenit lider de partid și când ai venit în administrație pe o funcție mai mare, ăia știu că tu ești cel care îi veghezi la liniștea lor și atunci îi lași. Despre ce vorbim? Da, și asta este păcat pentru că ați promovat, eu cunosc aici la nivel județean, la nivel local, ați promovat niște tineri sau niște oameni care sunt tehnocrați până la urmă, niște funcții de conducere a unor instituții și mă refer și la OPC, la ambulanță, la direcția silvică, la agricultură și sunt alte instituții unde aveți directori, unde aveți oameni de treabă care acum, mă rog, ei au fost niște muncitori, niște soldați care au respectat ordinele și acum sunt într-o situație pe care nu și-o doresc. Da, exact ce vorbeam la început. N-am nicio putere. Adică puțin noi lucrăm cu ei și le explicăm. Zic, te susținem, ești profesionist, ești bun acolo, știm că faci treabă. Am mai fost testați în alte guvernări, dar niciodată să nu te gândești că nu va veni ziua să pleci. Deci pleacă cu lucrul ăsta. Ei rămân pe locuri de execuție și nu mai plec pe locuri de comandă. Și lucrul ăsta trebuie să-l știi de la început, pentru că câteodată noi ne îmbătăm că suntem veșnici și atunci faci toate greșelile pe lume. Când ești conștient că după ce ai primit decizia, da, trebuie să stai mereu vigilant că va veni mai curând sau mai târziu, îți vine decizia să pleci. Și atunci pleci cu demnitate, vin opoziție, te apuci iară de treabă ca să ajungi iar acolo. Noi trebuie să învățăm că am intrat și noi, România, într-o concurență în toate domeniile. Că nu mai vine cineva să ne dea locuri de muncă, că nu mai vine cineva să ne dea funcții, trebuie să le merităm noi, să știm să le luăm. Da? Cu toate că aparent să discută, mi-a dat X. Nu, probabil că e și meritul lui s-a bătut, a muncit. Eu am așa o definiție. Știți că în partid spun unii, când ești în opoziție, sunt bune aia care sunt lângă tine. Când ajungi la putere, vii tu cu cei de afară, cu cei care îți ciripezi la urechi și spui că ăia sunt minunați. Nu, ăia mai bine sau mai puțin bine pregătiți ca să mai aleg cuvintele așa, cel puțin poți să-i ajuți și poți să-i spui, poți să-l înveți. Măi, vezi că ai ajuns aici, dar aici să faci așa, 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 nu ești aici pe funcție doar să comanzi și cineva să execute, da? Și aia te ascultă. Când l-ai adus pe cineva care n-a avut niciodată asta cu tine în tranșee, a să zici că mai plecă de aici, oi fi tu și eu, aici știu eu ce fac și... Da, aia lucrurile se întâmplă cum se întâmplă. Rămâne de urmărit acum să vedem, deci atitudinea lui Crin Antonescu, de fapt faptul că a luat atitudine și că a cerut mai mult de la partenerul social-democrat, a cerut să fie mai mult respectat sau anumite puncte care nu au fost respectate să fie mai bine analizate, a fost apreciată, știu, mulți l-au apreciat pentru faptul că a luat atitudine, dar nu știu câți, așa cum spuneați dumneavoastră, soldați din partid care l-au ascultat și care au fost cu sufletul și cu inima, nu pentru un anumit om, pentru președintele Crin Antonescu, pentru partid. Nu știu câți vor mai fi fideli în continuare, ținând cont de ce s-a întâmplat în momentul de față cu ieșirea aceasta de la guvernare, pentru că sunt sigur că liberalii din teritoriu au zis, domnule, asta este decizia partidului sau decizia președintelui, respectăm, dar a doua oară nu cred că vor mai dori să-și mai frângă gâtul, așa vorbește, pentru același om.
Acum nu știu, vedem, e o sabie cu două tăișuri ce a făcut domnul. Avem o regulă care, clar, nu e nicio noutate, dar suntem partidul probabil cel mai democrat și că am schimbat cei mai mulți președinți de partid. Și Antonescu are un mandat pe care l-a dat noi. Mandatul ăsta se întâmplă bine, nu se întâmplă, e tot bine. Se întâmplă, pleacă președinte, nu se întâmplă, trece membru înapoi. Antonescu a fost și ministru și a fost simplu membru când Tericianu era președinte și guverna, el a rămas simplu membru. A venit Tericianu, asta e, a pierdut alegerile, un om extraordinar, totdeauna am fost lângă el. Acum sunt puțin supărat că a făcut gestul care l-a făcut, eu îl înțeleg, nu vreau să intru în polemici de ce a făcut asta, dar se pare că totul nu s-a cutremurat așa partidul acum. Eu sunt convins că cei care probabil le-am făcut parlamentar și i-am cam îndepărtat, se vor regrupa acolo, da, și Roșca Stănescu și probabil și alții că de nuanță liberală, dar nu cred că se va întâmpla o furtună, pentru că exact ce vorbeam, oamenii știu, știi, acum ai impresia că te duci și ești puternic, dar mâine s-ar putea să fii singur și ți-ai pus eticheta că nu mai folosim cuvântul. Știți? Rămâne să vedem dacă se vor trage, dacă se va trage o linie după alegerile europarlamentare, pentru că este un barometru important rezultatul alegerilor europarlamentare. Deci eu aș spune că nu va fi un cutremur în Partidul Național Liberal după europarlamentare. Asta e bine. Lucrurile că se vor întâmpla la sfârșitul anului, cu bucurie sau cu tristețe. După alegerile prezidențiale. Da. Atunci. Deocamdată targetul în noiembrie se va întâmpla, va fi finalul acestui mandat. Domnule Poleg, să vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și pentru faptul că a fost așa deschis. Ca de fiecare dată, dumneavoastră nu prea, cum să zic, nu le dați cotite, spuneți franc, spuneți deschis, pentru că așa este și normal. Cu diplomație ne-ați spus, ne-ați făcut așa o radiografie, nu știu, evenimentelor ultimelor 48 de ore, ce s-a întâmplat de la ruperea USL-ului. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ați fost așa sincer și direct. Așadar, doamnelor și domnilor, aici trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Gazda dumneavoastră, Marian Mihai, vă spune o zi bună în continuare și rămâneți alături de noi pentru că urmează buletinul de știri cu cele mai importante evenimente ale ultimelor 24 de ore. O seară bună!